Bună seara, felicitări pentru victorie, mai ales că este cam cel mai categoric succes al echipei din acest sezon în fața unui adversar care poate că avea o miză chiar mai importantă, strict în meciul ăsta decât dumneavoastră. Da, bună seara. Într-adevăr, este primul joc pe anul acesta în care scriem mai mult de un gol. Din fericire am scris chiar 4. Este o, sper să fie o descătușare. Eu, dacă urmăriți prima mea conferință de presă în calitate de antrenor principal, primul lucru pe care l-am declarat a fost că sunt fericit cu jucătorii pe care i-am și nu mi-aș dori la echipă alți jucători. Deocamdată am câștigat, trebuie să ne bucurăm o zi, două, după care trebuie să fim realiști. În momentul de față, dacă s-ar opri campionatul, suntem retrogradați. Bun, dar urmează totuși înjumătățirea punctelor. Vă dă puțin curaj și rezultatul ăsta. Poate că diferența totuși nu e atât de mare cât arată clasamentul acum. Șanse sunt, adică motive de care să vă agățați de optimism ar fi, pentru că ați rămâne chiar în 3, 4, 5 puncte acolo, diferență de locurile de salvare. Da, da, scopul nostru, obiectivul nostru este meci cu meci, să acumulăm cât mai multe puncte. Mai avem un meci la Iași din campionatul regulat. Încercăm să scoatem tot ce putem, un punct sau 3 puncte, după care se vor înjumătăți punctele, începe un mini-campionat, avem șansa noastră, nici de cum nu ne gândim la retrogradare, doar constatăm situația noastră dificilă în care ne aflăm. Care credeți, așa, dacă ar fi să găsiți o explicație, care credeți că a fost motivul pentru care echipa s-a descătușat așa? Pentru că sunt aceiași jucători, poate că strategiile au fost poate un pic diferite la ceilalți antrenori. Ce s-a schimbat totuși? Un rezultat categoric și un meci bun astăzi. Da, eu vreau să vorbesc doar despre momentul în care eu am fost numit antrenor principal. Sau haideți să vă întreb altfel, ce s-a îmbunătățit, ca să nu zic ce s-a schimbat? S-a îmbunătățit, în primul rând, am lucrat foarte mult pe psihicul și pe emoția jucătorilor. Am avut șansa să fiu alături de ei, cu unii sunt de 4 ani de zile, cu unii sunt de jumătate de an, fiecare diferit. Îi cunosc pe fiecare parte foarte bine. Am discutat foarte mult în ultimul timp cu ei despre ceea ce va veni, nu despre ceea ce a fost. Și cred că am reușit să-i motivez foarte bine, deoarece poate cel mai greu mi-a fost astăzi să-i motivez pe cei care au intrat din postura de rezervă. Și mă refer aici la un jucător ca Romario, un jucător de bază pentru echipa noastră, dar am gândit planul tactic altfel, un jucător super din punct de vedere al grupului, un jucător care se dedică total. Am discutat foarte mult cu Belu, la fel, între Belu și Mățel, sunt doi jucători extraordinari pentru Liga 1. La fel am discutat și probabil ăsta a fost secretul astăzi. Pentru meciul viitor va trebui să găsim altceva. Mulțumesc frumos și mult succes în continuare.